Salutare, prieteni! Și iarăși ne revedem astăzi în rubrica Provocare de a fi antreprenor, unde eu, Ion Guștiuc, abordez anumite subiecte pentru antreprenori, pentru angajați, dar și pentru oameni care vor să se dezvolte. Subiectul de astăzi este unul interesant din punct de vedere a banilor, deoarece toți se întreabă, mai ales antreprenorii, uite, dezvolt o afacere, dar când odată o să ajung să am profit? De aceea o să vă dau câteva secrete cum se gestionează în afacerile mele banii, atât la încasare, dar în special cum îi cheltuim. Și dacă unii antreprenori mai visează că toți banii încasați pot fi cheltuiți de sine personal, urmărește în continuare ce categorii de cheltuieli și fonduri le am eu personal și o să vezi cu ce rămâi la final. Și prima noțiune din acest filmuleț de care eu vreau să vorbesc este noțiunea de vânzări. Și greșeala cea mai mare din start care o au antreprenorii este că se focusează doar pe vânzări. Marketingul, call centru, consultanții, toți vor să producă vânzări. Dar mai este o noțiune interesantă și mai importantă decât vânzările sunt încasările. Deoarece nu e destul să faci vânzări, dar contează ce încasezi. Și diferența dintre vânzări și încasări se numește diferit și poate fi diferită. Pot fi datorii, pot fi rambursuri, pot fi alte costuri neprevăzute în procesul dintre vânzări și încasări. Și dacă te doboară datoriile și rambursurile, ce fel de vânzări și încasări mai contează? De aceea, o să urmăriți cum eu analizez raportul dintre vânzări și încasări și să presupunem că datorii și rambursuri nu avem de fel sau sunt minime, poate fi un subiect de filmuleț aparte aceste datorii și rambursuri, dar o să mă focusez cu voi în discuție prin încasări. Spre spunem că am vândut 10 milioane și am încasat 10 milioane. Respectiv, aceste încasări contează cum le repartizez. Eu, din mai multe cursuri, traininguri de finanțe, mi-am făcut o metodologie ca încasările, chiar dacă apar prin cheltuieli, alții le mai numesc plăți, nu contează cum, contează că banii se duc. Și aceste cheltuieli plăți, eu mi le-am repartizat într-așa o metodologie interesantă din anumite traininguri de finanțe pe fonduri. Respectiv, fondul ar fi ca un coș unde ar trebui aceste încasări să se repartizeze într-o anumită proporție, procent, sumă. Să zicem, 100% tu încasezi. Dar în ce raport tu cheltui? Și vă vorbesc în continuare logica acestor cheltuieli. Respectiv, eu dacă le-am numit fonduri, fiindcă așa îmi place mie și am văzut mai rațional și mai eficient să fie repartizați banii, și fondul, dacă este o metaforă, ar fi ca o căldare, un coș sau un cont. Pentru mine, fondul, primul și cel mai important, dintr-o 100% încasări, să se ducă niște bănuți în fondul prețului de cost. Cineva îl mai traduce din limba rusă sinecost, себестоимости. Dar fondul prețului de cost este acea cheltuială strict necesară pentru producerea produsului sau serviciului, fie o taxă de stat, fie un onorariu, fie un cost de achiziție de la o uzină sau producător. Respectiv, pentru mine fondul prețului de cost este primul și cel mai important unde trebuie să repartizăm din orice încasare, să știm că acești bănuți nu sunt noștri. Ei trebuie rezervați, bronați și cel mai bine să înțelegi în avans ce sumă îți trebuie ca să le ai. Să nu-ți primească că tu ești dator cuiva, dar nu-ți onorezi obligațiunile. După fondul prețului de cost, fondul numărul 2 după importanță, iarăși, în punctul meu de vedere și în experiența mea, la voi poate fi diferit, sunt anumite cheltuieli administrative fără de care o companie, un antreprenor, nu poate exista. Fondul cheltuielilor administrative, la rândul său, este compus din anumite categorii, iarăși în specificul meu. Prima categorie sunt anumite facturi, fie de comunale, fie factura de chirie, fie factura de anumite cheltuieli strict necesare ca tu să existi ca afacere. Orange, internet
și alte costuri, nu știu, printere sau chiar aceleași foi și tonere la printere. Toate contează din ce ele se mai compun la rândul său și cu cât mai descompuse sunt, cu atât ți este mai clar cum să optimizezi acest fond, să-i micșorezi procentul și cheltuiala. Al treilea după importanță, pentru mine este fondul HR. Și aici e normal că prima categorie din fondul HR sunt salariile, a doua categorie sunt impozitele pe salarii și a treia categorie sunt diferite cheltuieli financiare, non-financiare, de motivare a personalului, a colegilor mei. Fiindcă un maiou cu Just Consult costă și el, un ceai, cafea sau o diplomă, ori un cadou la ziua de naștere, sau cum la Just Consult mai sunt anumite premii la 20, 30, 40 de ani financiar oferite, sau un nou născut, ori o căsătorie, toate acestea sunt într-a treia categorie din fondul HR. Cine o să dorească detalii, pot oferi în privat logica acestor categorii, cum eu le structurez aparte. A cincilea fond după importanță, fără de care iarăși nu putem trăi și ne dezvolta sănătos, cum credeți care este? Este frumosul și mult doritul fond de impozite și taxe. Deoarece tu ai o afacere, iar statul dorește de la tine să-i achizi și lui ceva. Nu este o activitate de antreprenoriat care nu are careva accize, TVA-uri, impozit pe profit sau pe venit. Nu poți să existi fără acele impozite și taxe. Și e bine tu să le studiezi, fiindcă ele pot să-ți mănânce afacerea și să te pună pe burtă dacă nu le iei în calcul. O a cincea categorie fond, iarăși importantă, sunt cheltuielile pentru a te promova, a te face auzit. Și toate aceste costuri, pe online și pe offline, desigur se structurează în fondul de marketing. Cine există în ziua de azi fără reclamă? Și câte platforme online sau offline sunt unde trebuie să te promovezi sau ar fi necesar să fii prezent? Și iarăși, fără bănuți, cine îți publică un articol într-un ziar? Cine îți permite câteva secunde să apară la o televiziune? Chiar și Zuckerberg cu Facebook-ul lui nu îți dă voie mai mult de un target oarecare organic? Vrei mai mult? Plătește! Fix așa și SEO organic online. Da, este binevenit să fie maxim campanii organice, virale, dar fără suport de a produce o fotosesie, fără a remunera careva colegi din marketing să producă un video, să-l monteze, toate aceste costuri iarăși se adaugă în lista celor cheltuieli a unui antreprenor. Și după fondul de marketing, în sfârșit, mi-aș permite și eu un fond de dividende. Cu toate că îl numesc acum fiind pe locul 6, să știți că în realitate fondul acesta de profit de dividende pentru mine ca fondator, la prezent este tocmai ultimul și o să vă explic de ce. Fiindcă după fondul de dividende mai urmează un fond de extindere. Respectiv, cine nu dorește să-și extindă cota de piață, să-și mărească cifra de afaceri, să aibă mai mulți angajați, să aibă mai mult profit. De aceea, este mai sănătos și mai logic anumiți bănuți să se ducă în acest fond de extindere dacă ai careva proiecte noi. Respectiv, fondul acesta de extindere este mai important și prioritar în faza când tu încă ai unde să crești. Și mai logic mai întâi și acolo să se ducă niște bănuți. După fondul de extindere, eu mai am un fond aparte pentru anumite startup-uri, proiecte de test. Respectiv, nu putem să zicem că nu dorim să achiziționăm careva tehnologii, softuri, automatizări, dar acolo iarăși, fără a testa, este periculos să arunci bani, fiindcă poate să-ți frâneze afacerea și pot fi cheltuiți bani așa în vânt. Iarăși, dacă ai bănuți în acest fond, de aceea eu l-am prevăzut și l-am numit fondul proiecte și tehnologii. După număr, cam avem al nouălea fond, eu îl numesc cheltuieli neprevăzute sau fond de rezervă. Eu nu cunosc încă un antreprenor care prevede totul planificat la 100% și să se încadreze cu careva cheltuieli la 100%.
De aceea, un 2-3% în cazul meu se duce și în acest fond de cheltuieli neprevăzute. Fie că s-a mărit inflația, fie că nu am analizat corect niște costuri și trebuie să mai adaug bănuți, dar de unde? Să împrumut de la fondul de marketing sau să iau de la angajați din fondul de salariu? Sau să nu-i dau statului niște taxe și impozite? Cred că voi intra în conflict cu acele fonduri și cu acei oameni sau acele instituții. De aceea e bine din start să ai un fond de rezervă și într-un final, dacă să fie cu cifra 10, sunt fondul altor cheltuieli. El poate fi, dar poate nu fi. Respectiv, poate fi o decizie că mai deschizi o nouă companie. Poate fi o decizie că, pe lângă activitatea de bază, mai desfășori careva activități conexe care consumă la început niște cheltuieli. De exemplu, Jusconsult a deschis filiale la Bălți și la Cahul. Din start, din prima lună, poți cere din acea filială careva profit sau măcar încasări, deși ar acoperi ei cheltuielile, cu toate că în realitate nici până în ziua de azi un startup nu și-a acoperit costurile și cheltuielile, de exemplu filiala Cahul, iar noi din start trebuie să ajutăm să dezvoltăm această subdiviziune. Nu este limita bătută în cuie să fie 10 fonduri. Puteți să le comasați, puteți să le mai descompuneți, în specific cu fiecare mai pot fi și alte fonduri decât aceste 10. Revin la dividende. Mai țineți minte că le-am plasat la fondul numărul 6? Dar dacă mai vrem extindere, dezvoltare, proiecte și alte achiziții, cine își permite în Republica Moldova să-și ia mai întâi, cum se zice în Statele Unite, 10% dividende din tăimie, apoi la toți, fie statul, fie angajaților? Realitatea din țara noastră nu îți permite să nu remunerezi la timp un salariu sau să nu achiți statului un impozit sau să nu achiți o chirie dacă imobilul tău este în chirie. Nu poți să nu achiziționezi un abonament telefonie sau internet, fiindcă fără ele nu poți exista. De aceea, mai întâi plătești la toți și concluzia, ce îți rămâne, să dea Dumnezeu să-ți ajungă și ție ceva. Gestiunea acestor 100% încasări repartizate pe fonduri, să știți că nu este bătută în cuie. Minim, este strictul necesar de a acoperi acest fond tot în procente. Și dacă tu ai o balanță că, nu știu, prețul de cost să fie cât mai mic, cheltuielile administrative cât mai mici, deja salariile, te uiți după ce costuri ai reale la zi, acea sumă o împarți și o aduni și faci din ea un procent din 100% din încasări care tu le ai. Fondul de marketing. Se recomandă cineva și 10%, că așa e trendul internațional, că fără aceste 10% o afacere în marketing nu rezistă. Dacă tu poți și mai puțin optimiza să fii 7-5%, bravo ție! În realitate, când dorești extindere mai agresivă pe piață, poți să ai cheltuieli și mai mult de 10% în fondul de marketing. Sau dacă dorești startup, proiecte noi, achiziții, poți în loc de 2-3% în fondul altor cheltuieli să fie și 10-20%. De aceea, nu căutați pastila cum să cheltuiți banii și în ce proporție. Totul este în logica afacerii voastre. Scopul că 100% încasări să fie proporțional acoperite pentru toate cheltuielile și să nu ajungi în faliment sau în împrumuturi. Sper că pentru început scheletul acesta de cheltuieli bazat pe fonduri te-a ajutat să-ți dea o claritate cum în armonie și în echilibru să-ți cheltui bănuții. Și dacă îți mai rămâne și dividende, vreau să scrii în comentarii ce logică de dividende ai tu, fiindcă final aceasta își interesează. Sau dă-mi careva reacții la logica ce am descris-o eu pentru un antreprenor. Mersi de audiență, găsiți-mă iarăși pe Facebook, TikTok și YouTube, iar eu mă voi bucura că mă ajutați să distribui, să știe mai multă lume ce plasez eu util și pentru antreprenori și pentru angajați, mai ales cei din Republica Moldova. Salutare, pe curând!